începem. Vreau să vă spun că în paralel pe programul ITI, despre care noastră știți foarte bine, în afară de această investiție pe port, noi avem depuse cel puțin 6 proiecte care vizează tot construcții și reabilitări de creșe și grădinițe. Am considerat noi că nu este un obiect sau un obiectiv, obiective prioritare pentru Tulcea, din considerentele pe care vi le-am spus puțin mai devreme. Astăzi suntem în situația de a semna un contract pe grădinița numărul 12, în valoare de aproape 4,5 milioane lei, o sumă nu, să spunem, de neglijat, pentru că într-o grădiniță, ca să investești 4,5 milioane lei, înseamnă foarte mult și înseamnă că, într-adevăr, acolo există premisele clare a unei activități care se va desfășura în tot ceea ce înseamnă condițiile și parametrii europeni. Evident, mulțumesc tuturor celor care, până la urmă, au fost de acord să ne ajute din acest punct de vedere și, până la urmă, a ajutat întreaga comunitate tulceană. Mulțumesc și domnului vicepremier și domnului ministru pentru sprijin și mai ales pentru promisiunile pe care le le-au asumat în fața reprezentantului comunității tulcene, nu în fața primarului Hogea, și evident și față de ceilalți colegi, pentru că au fost niște discuții extrem de interesante la sala Mihail Cogălinceanu cu primarii, care sunt convins că se vor pune în practică, pentru că în final primarii nu vin să solicite chestiuni punctuale pentru ei, ci pentru comunitățile pe care le reprezint. Al doilea proiect pe care îl semnăm astăzi cu domnul ministru se referă la eficiența energetică a clădirii Spital TBC Tulcea. Este finanțare POR, Programul Operațional Regional. Domnul ministru, vă rog. Tot trei. Am înțeles. Valoarea acestui proiect este de 17.800.000 de mii de lei, din care aproximativ 50% din această valoare este cofinanțarea Consiliului Județean. Această cofinanțare s-a ridicat la procentul de 50% datorită faptului că este o clădire foarte veche, este construită în perioada primului război mondial, a necesitat foarte multe categorii de lucrări care nu sunt eligibile pe axa aceasta de eficientizare și conducerea județului a hotărât ca, fiind o investiție de importanță majoră pentru județ, să accesăm aceste fonduri și să contribuim și noi cu aproximativ 50% ca să ducem investiția la bun sfârșit și să fie o investiție care corespunde tuturor normativelor tehnice. Asta e cu toată finanțarea, dar lansarea licitației? Păi suntem la momentul semnării sau. Dincolo de contracte, să știi când ați lansat licitația pentru reabilitare. Deci imediat după semnare facem un proiectare pe execuție. Păi, în săptămâna următoare, dăm urmă licitație. Deci se lucrează la caietul de sarcină. Ați spus și Al treilea proiect important, spun eu, pentru noi, cei de la Tulcea, se referă la reabilitarea și extinderea funcțională a unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Tulcea, UPU. Actualmente s-a accesat din nou, fiind oportunitate pentru extindere și reabilitare, modernizare UPU, accesat pe axa 8-2 aceste fonduri pentru a reabilita și extinde funcțional activitatea UPU în Spitalul Județean Tulcea. Prin acest proiect considerăm că se acoperă toate necesitățile privind această activitate de urgențe, dotat cu sirotează cu RMN, cu RX, cu toate aparatele necesare la momentul acesta pentru a avea un act medical cât mai perfect și cu evaluare foarte corectă a abonabilor. Valoarea acestui proiect se ridică la 7.600.000 de lei, 7.600.000 de lei. Actualmente sunt în asemenea contractul, urmând ca săptămâna viitoare și acest proiect să fie lansat licitația de proiectare și execuție. Ultimul document pe care trebuie să-l semnăm, mă rog să-l semnez eu și cu constructorul, este cea mai mare investiție în drumul județene,
și o investiție de 17 sau 18 milioane de euro, nu am cifra exactă, care este drumul Cerna Stejaru. 79.480.183 de lei, valoare de contract de execuție. Valoarea proiectului este de 98.184.000 de lei. Deci este cel mai lung drum județean finanțat prin POR. Se semnează ordinul de începere a lucrărilor. Imediat în prima săptămână după Paști vor începe lucrările la acest drum, care pleacă de la Cerna și ajunge la Stejaru, ținând cont de traseul pe care îl urmează. Cât? 54 de kilometri lungime. Unește 4 comune, Cerna, Dolobanțu, Topoloc și Stejaru. Acoperă o populație de peste 11.000 de locuitori. Dar ce vreau să adaug urmarea acestor documente semnate astăzi este că județul Tulcea a acoperit în proporție de 95% trama drumurilor județene, deci prin contractele semnate județul Tulcea este în afară, repet, în afară de drumul de la Chilia, care îi știm problema cu domnul senator Rece, care ne face doar probleme pe acest drum, dar eu sper ca acest drum să-l prind și să mă sprijiniți, domnilor miniștri, pe fondul de dezvoltare. Este o investiție mare de 40 de milioane de euro, care nu pot pe fonduri europene să... Chilia, Tulcea-Chilia. V-a spus domnul președinte Teodorescu ce am discutat cu primarii de la PNDL 1, PNDL 2, fondul de dezvoltare și investiții, probleme punctuale, ordonanța 114 și am mai discutat inclusiv despre codul administrativ. Ne-am sfătuit cu primarii, i-am întrebat cam care este părerea lor despre ceea ce conține codul administrativ și nu pot decât să mă bucur că reprezentanții tulcenilor prin primarii au spus foarte clar că acest cod este despre modernizarea administrației, despre beneficii și despre descentralizare, despre bani în plus autorităților locale și mai puțin despre alte subiecte. Și pentru că mă refeream și am discutat cu primarii despre PNDL, o spun și de aici, de la Tulcea, așa cum o fac în fiecare județ, Programul Național de Dezvoltare Locală a fost creat în anul 2013 de către vicepremierul de atunci, domnul președinte Liviu Dragnea, și este unanim recunoscut de către toți primarii din această țară ca fiind cel mai eficient, cel mai suplu și cel mai de succes program guvernamental care ajută comunitățile locale. Și vreau să vă dau și argumente în acest sens. Astăzi, când discutăm la nivel național, PNDL asigură finanțare prin cele două componente, asigură finanțare pentru 12.681 de proiecte de investiții în fiecare unitate administrativ-teritorială din această țară. Practic, doar cine nu a depus cerere pentru finanțare nu a primit. Și vreau să vă gândiți că astăzi în România avem 3200 de comune, vreo 300 și ceva de orașe și restul municipii și o să vedeți că la o medie cele 12.681 de investiții vin cam 4 obiective de investiții în fiecare unitate administrativ-teritorială, doar prin PNDL. Iar suma totală pe care guvernul acesta, pe care și eu și Eugen îl reprezentăm, investește în comunitățile locale 47 de miliarde de lei, peste 10 miliarde de euro. Și mai fac mențiunea că din momentul în care autoritatea locală depune la minister factura și devizul, în maxim 2 săptămâni banii sunt în cont și lucrarea este plătită. Niciodată acest minister n-a avut întârzieri și le solicit primarilor să discute cu toți constructorii, cu toți antreprenorii, dacă noi ne asumăm și plătim la timp, să-și asume și contractorii și constructorii lucrări la timp și făcute de foarte bună calitate, pentru că am fost atent la ce spunea domnul primar de pe Tulcea, că uneori lucrările lasă de dorit. Tocmai din acest motiv, în perioada următoare,
prin eșantion voi verifica alături de corpul de control, de ISC, calitatea lucrărilor acolo unde există suspiciuni, pentru că îmi doresc ca la finalul Programului Național de Dezvoltare Locală fiecare leu din cei 47 de miliarde să fie cheltuiți în beneficiul românilor, indiferent în ce comunități trăiesc, că discutăm de Tulcea, de Satu Mare. Pot să confirm tot ce a spus colegul meu Daniel, de asta sunt și aici, tocmai pentru a da și mai mare crezare vorbelor domniei sale, fiind finanțele lângă, toate promisiunile înseamnă că sunt și susținute. Ce am spus puțin mai devreme cu colegii mele, ne știm de ani de zile, este doar din dorința de a avea la Tulcea cel puțin la fel de mult cât au celelalte județe. Asta am spus, cel puțin la fel de mult cât au celelalte județe, pentru că e un județ care nu că merită. Este, dincolo de că merită, este un județ și în care trebuie să fie astfel de finanțări făcute, din multe motive. Și de asta o să fac și o scurtă precizare vis-a-vis de poate cel mai mare obiectiv din, nu poate sigur, din România, astăzi și din Europa în derulare, acel pod faimos de la peste Dunăre, eu spun podul de la Tulcea, mulți alții, sau cred că suntem doi, trei care spunem podul de la Tulcea, toți ceilalți spun că e podul de la Brăila. Poți să spun podul de la Tulcea Brăila? E bine, dacă asta e ordinea, este corectă. Atunci să știți că eu am și modificat un HG, când a venit la mine la viza la finanțe, era așa, tot așa, podul de la Brăila. Și am spus nu. Am spus, asta este semnătura mea, exact cum am dat avizul, că este când poate să fie într-un singur loc podul, să aibă ce puțin două puncte, nu? E Tulcea Brăila. Dar bun, dincolo de cine este primul, să spunem așa, văd că tot se discută de acest obiectiv, cum că n-ar avea finanțare, cum că, nu știu, multe altele. Vreau să vă spun în mod foarte clar, există finanțarea alocată în acest an pentru primele plăți, adică pentru avans și ce mai este nevoie în acest an. Un. Doi la mână. Se va face plata avansului în următoarele zile. Am verificat și ieri la Compania Națională de Autostrăzi. Odată. Doi la mână. Toate sumele vor fi asigurate să fie capabil să lucreze constructorul la nivelul la care noi alocăm finanțările necesare. Sunt convins că o va face pentru că va avea foarte multă presiune pe acea echipă de lucrări. Până acum a dovedit că este în grafic și chiar are, poate avea șanse să se facă acest obiectiv mai repede decât calendarul de lucrări. Este cel mai mare obiectiv, spuneam, din Europa astăzi, 500 de miliarde de euro, este un proiect totuși însemnat și un proiect care este foarte util. Chiar am avut și o discuție în timpul întâlnirii noastre cu colegii primari, în care și domnul primar Hogea spunea la fel, cum spunem cu toții, care înțelegem și economic și nu numai, că un astfel de obiectiv este foarte important. Dar să știți că mai sunt încă voci pe la nivel național care spun că un astfel de obiectiv nu s-ar justifica. Bun, acum că din invidie că Tulcea o să aibă cel mai mare și frumos pod din a cincea din Europa ca și mărime, asta poate fi o explicație. Bun, deci este un obiectiv foarte important care se va finanța și se va realiza categoric în termenul pe care l-am înaintat oficial. Desigur, vor fi și alte obiective legate de acest pod. Știți foarte bine, s-au lansat deja, sunt în sistemul electronic de achiziții publice, câteva segmente de drum înspre Tulcea, de la Brăila și de la Brăila către, Brăila către Tulcea, de la Tulcea către Constanța. Este termenul de depunere de oferte pentru SF și pentru proiect tehnic data de 6 mai. Și am să mă uit cu foarte mare atenție ca acest lucru să fie și respectat și de mai departe toate etapele, astfel încât undeva în 2021 să înceapă și lucrarea, pentru a se corela cu partea de pod, care va fi gata în 2023, dacă nu mă înșel, 2023 podul și la fel drumul expres, cu toate cele care duc și care vin de la tot ce am ajuns către Constanța, să fie făcut în timp ca să avem această, să zic așa, logică în partea de infrastructură rutieră. De asemenea, azi am vorbit și de partea, să spun, un subiect important și esențial și destul de discutat în ultima parte, în perioada acela al finanțării bugetelor de la nivel de primării. Aici s-au spus două chestiuni foarte clare legate de modul în care s-au estimat veniturile pentru anul 2019, la nivel local, și am trimis deja astăzi o solicitare către toți colegii mei din local pentru a face o discuție bilaterală cu fiecare comunitate locală pentru a vedea exact dacă estimările făcute pentru acest an sunt cele reale sau nu și dacă nu, la rectificarea bugetară din acest an, prima dintre ele, se va regla acest lucru. Adică comunitățile locale trebuie să stea liniște că aceste lucruri se reglează și vor primi finanțările necesare la momentul la care facem rectificarea. În SEAPA aveți așa. Aveți două. Aveți Faleza. Aveți și două spitale. Da. Da? Deci 20 mai în SEAP vedem documentație, cele trei.
Într-adevăr, cred că a fost un mandat care, din mai multe puncte de vedere, a fost un mandat de succes al întregii echipe, nu a unei persoane. Într-adevăr, eu ca și președinte Consiliului Județean am mai avut poate un mandat, am mai avut sigur un mandat în spate, dar n-am simțit un așa sprijin cum îl simt acum în ceea ce înseamnă dezvoltarea și susținerea investițiilor pentru județul Tulcea.